În care sunteți acum ca primar, ce ați învățat din lunile acestea? E o diferență uriașă și vreau să vă spun că cine își dorește să fie primar, cred că în momentul de față, nici nu cred că știe ce își dorește cu adevărat. Am învățat, cred că, un dialog la momentul oportun poate să rezolve mult mai multe lucruri decât o încercare ulterioară de a atenua efecte. Cred că este principalul lucru pe care l-am învățat, pentru că au venit la mine în audiență sau în fața biroului sau în stradă oameni care nu au fost ascultați multă vreme, nu știu și nu încerc să caut explicații de ce și cum. Dar am observat că dincolo de poate extremismul unor abordări, extremismul este un efect și nu cauza. Și lipsa dialogului este cauza. Orice conflict este, poate fi privit din două perspective. Una, a conflictului propriu-zis pe care trebuie să-l manageriezi și doi, deschide căi de dialog, căi de comunicare. Eu, în momentul de față, îmi doresc să deschid căi de comunicare cu toată populația Constanței, organizată sau nu, în forme asociative. Și ultima întrebare, care sunt principalele trei probleme ale orașului din punctul nostru de vedere pe care vă luptați să le rezolvați? Principala problemă care de astăzi cred că este și și-a recauzat în trecut, este aceea că proiectele, că vorbim de proiecte provenite din mediul universitar, că vorbim de proiecte de afaceri, că vorbim de proiecte ale administrației locale, sunt oarecum separate și nu sunt într-o strategie comună și coerentă. Cred că aceasta este prima problemă. Faptul că lucrurile, fiecare își vede și a văzut de porțiunea lui și nu s-a uitat de pagina lui din carte și nu a văzut între capitolul sau întreaga carte sau întregul raft de cărți. Macro. Exact. Deci, în momentul de față, cred că principala problemă, și de asemenea este transpusă în oglindă în principala mea preocupare, aceea de a crea o strategie care să conjuge tot ce are Constanța bun astăzi, să dea la o parte și să lase în grija altora ce este rău, dar să plecăm într-o construcție coerentă, unitară și multidisciplinară. Cred că unidisciplinarismul a fost una din cauze pentru care astăzi avem această problemă. Doi. Într-adevăr, aspectul orașului, și vă spun că sunt nemulțumit, dar trebuie să vă spun de asemenea că înțeleg obiectiv și cauzele. Reducerile bugetare, faptul că noi nu am fost nesăbuiți să aruncăm bani în panseluțe, cum au făcut în București, și am preferat o politică prudentă, o politică bugetară prudentă, ne-a permis ca anul trecut să încheiem anul cu excedent, ca și acum 2 ani, ca și acum 3 ani. Să nu avem arierate și să nu fim catalogați ca un oraș cu risc bugetar. Dar asta are și o consecință. Faptul că astăzi orașul arată prăfuit, că bordurile nu sunt cele pe care ni le-am dorit, și toată lumea se teme de acest cuvânt bordură, dar el vine să definească o limită foarte clară și dă o notă de siguranță și de civilizație între ce înseamnă carosabil, ce înseamnă pietonal, ceea ce înseamnă velo și așa mai departe. Da, poate vă sună ciudat, dar mi-aș dori să ajung să schimb bordurile. Chiar asumându-mi tot paralelismul cu Videanu. Aceasta consider că este a doua problemă a orașului. Trei, cred că lipsa, nu de reguli, ci de oameni care să urmărească respectarea regulilor, este o a treia problemă a orașului. Faptul că efectivele poliției naționale au fost diminuate, faptul că noi nu am avut, când am avut bani nu am putut, când am putut nu am avut bani și am fost tot așa într-o sinusoidă din aceasta care nu s-a întâlnit niciodată. Pentru ceea ce înseamnă poliția locală, cred că este a treia problemă. Pentru că ea vine să rezolve odată siguranța constanțenilor, vine să scadă cifrele de infracționalitate în vecină. Vă dați seama că este destul de greu, operând cu un buget deja aprobat,
Pentru că și eu mi-aș fi dorit, de exemplu, să fie, nu știu, ceva, o schimbare rapidă. Nu poți să faci aceste lucruri, pentru că atunci când vrei să faci o alocare bugetară, trebuie să calculezi de unde faci economie sau unde reduci, cum faci alocarea, intri într-o procedură de achiziții publice și cunoașteți foarte bine că este un hățiș nu tocmai ușor de parcurs. Eu nu mă plâng. Pentru că dacă m-aș plânge, în secunda a doua aș lua una 4 și m-aș duce acasă. Schimbările majore se vor vedea în următorul an atunci. Cred că schimbările majore se vor vedea, în primul rând, la nivel de percepție anul acesta, iar la nivel de vizibilitate, în primăvara anului viitor. Mulțumesc mult! Mulțumesc.